Așadar, ca să fim foarte clari cu ordinea seriilor, va fi ordinea firească, seria A urmată de seria B, urmată de seria C. Așadar, studenții seriei A veți fi primii care veți intra în arealul de ceremonie, studenții seriei B veți intra după ei. And for the students from the Serie C, you will be the last students that will enter the ceremony space. So, you will have to be at the end of the queue, because you will enter the last, because you are Serie C, and the order will be A, B, C. Thank you. And also, we are... we need you, the students of Serie C, we need you to go down in the front of Building A. We need you to go down, not to stay there, because there will be only the first Serie A, and then you will come. Thank you. Așadar, doamnelor și domnilor, în câteva momente vom deschide oficial ceremonia de absolvire a promoției 2022, iar în deschiderea evenimentului, așa cum spuneam mai devreme, studenții fiecarei serii în parte vor accesa arealul de ceremonie în aplauzele dumneavoastră. Voi avea rugămintea să rămâneți așezați, tocmai pentru a putea să-i avem pe ei în prim plan. Am rugămintea să rămâneți așezați, aplauzele sunt cel mai bun mod de comunicare atât cu ei cât și cu scena și viceversa. Așadar, ori de câte ori veți simți nevoia să aplaudați în această seară, să nu ezitați să o faceți. Ajută foarte mult pe toată lumea care este implicată în organizarea evenimentului. Așadar, seria A, în frunte cu șeful de serie, vor pătrunde în continuare în arealul de ceremonie. So, for the guests or of... students of Serie C, you will have to remain seated during the whole ceremony, and you will have to remain seated now while the students will access the ceremony. Așadar, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră pe care, dar vorbim despre seria A, de acolo trebuie să înceapă să se audă aplauze din momentul ăsta. Înțelegem, a fost cald astăzi, nu prea aveți energie, dar poate reușim mai bine până la finalul ceremoniei. Aplauzele să fie menținute până ce studenții seriei A, în frunte cu șeful de serie, vor ajunge pe scaunele lor. Așadar, doamnelor și domnilor, Facultatea de Medicină, Universitatea Ovidius din Constanța, promoția 2022, seria A.
rugăm, doamnelor și domnilor, să rămâneți așezați și să aplaudați. Și de asemenea să nu veniți în fața scaunelor, pentru că cei din spatele dumneavoastră nu vor mai vedea la scenă. Feria, bine ați venit! Așadar, domnilor și domnilor, în continuare, Facultatea de Medicină, Universitatea Ovidius din Constanța, promoția 2022, în frunte cu șeful de serie, seria B, în aplauzele dumneavoastră. Seria B, bine ați venit! Așadar, doamnelor și domnilor, în continuare vă rugăm să rămâneți așezați, să aplaudați, este extraordinar, și să ne pregătim pentru următoarea serie. Ladies and gentlemen, please remain seated for this moment and during the whole ceremony. You have to remain seated. Okay, so please sit down until all of you will be seated. We will not continue the ceremony. So, ladies and gentlemen, you have to be seated in order to proceed with the ceremony and with the students of Syria C. So, please take your seats and remain seated during the ceremony. So now, ladies and gentlemen, please welcome the students of the class of 2022 from the Faculty of Medicine, University of Ovidius of Constanța, Syria C.
Așadar, doamnelor și domnilor, pentru momentul oficial de deschidere al ceremoniei de absolvire al promoției 2022, vă rugăm frumos să vă ridicați în dreptul scaunului dumneavoastră. Ladies and gentlemen, please stand up for the official opening moment of the ceremony. Așadar, doamnelor și domnilor, bine ați venit la festivitatea de absolvire a Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, promoția 2022. Așadar, doamnelor și domnilor, este pentru fiecare dintre dumneavoastră, fie studenți, fie însoțitori ai studenților, un moment unic pe care l-ați așteptat probabil foarte, foarte mult timp. Am trecut și niște vremuri extraordinar de dificile, dar care în economia profesiei pe care studenții astăzi o dobândesc cel puțin la nivel simbolic a fost o piatră de încercare, dar probabil și o școală foarte bună. Așadar, pentru a putea deschide festivitatea de absolvire exact așa cum se cuvine, am să dau cuvântul în continuare doamnei decan a Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, doamna conferențiar universitar dr. Doina Ecaterina Tofolean. Bună seara, doamna decan! Bună seara, bine v-am găsit! Mă simt mult mai tânără, să știți, fiind conferențiar, întotdeauna e bine să poți să dai timpul înapoi și să rămânem pe întotdeauna tineri. Dragi colegi, stimați prezidiu și stimați părinți și invitați, momentul festiv al absolvirii Facultății de Medicină, promoția 2022, mă aduce în fața dumneavoastră într-o impostază onorantă și emoționantă în același timp, întrucât sărbătorim astăzi finalizarea cu succes a celor 6 ani de studiu în domeniul științelor medicale, un reper atât în cariera dumneavoastră, dar și a noastră. Facultatea în sine a reprezentat un șir îndelung de provocări academice sau personale. Și aceste provocări au fost adresate atât studenților de ieri, adică absolvenților de astăzi, cât și părinților, dar și cadrelor didactice. Și în acest moment aș vrea să aduc un gând de recunoștință tuturor sau întregii
comunități academice din cadrul Facultății de Medicină și totodată să le mulțumesc colegilor mei pentru că au fost în același timp medici, au fost profesori, dar au fost și mentori ai studenților și de absolvenților de astăzi. Dragi absolvenți, dumneavoastră astăzi pășiți în lumea reală. Este o lume în care veți folosi ceea ce ați învățat pe băncile facultății, dar veți realiza în anii ce urmează că pentru a profesa această meserie este nevoie de mai mult. În general, a fi medic înseamnă pasiune, dăruire, înseamnă corectitudine, o gândire logică și analitică și în același timp veți observa că medicina înseamnă știință pe de-o parte și cunoștință pe de altă parte, toate aceste două lucruri fiind încălzite de o mare iubire față de oameni, așa cum menționa profesorul Iuliu Hațeganu de la Facultatea din Cluj acum foarte mulți ani. Dincolo de viața dedicată celorlalți, vă invit să cultivați două mari scântei ale sufletului și anume vă invit să cultivați curajul și perseverența și de aceste două lucruri veți avea nevoie pentru a face față provocărilor care vă urmează. Vă doresc o carieră înfloritoare în care să clădiți în fiecare zi câte ceva pentru a vă atinge idealul. Vă mulțumesc! For English Division, congratulations and good luck in your new life. Thank you. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, prin intermediul reprezentanților, promoția 2022 oferă o distincție doamnei decan. Aplauzele lipsesc din tot ce am spus eu mai devreme. Așadar, în continuare, vom da cuvântul doamnei prorector a Universității Ovidius din Constanța, doamna profesor universitar doctor Tuță Liliana. Bună seara, doamna prorector! Mulțumesc! Eu zic că se aude, da? Nu puteam să nu vin la pupitru pentru că trebuie să gesticulez. Sunteți fericiți, așa-i? Profesorii voștri au emoții, fac bâlbe, ce poate fi mai frumos? Niciodată nu ne-a prins așa, așa că s-a furat momentul. Enjoy the moment, we are very we got emotional, as you noticed. Stimați absolvenți, colegi de fapt, de astăzi suntem colegi, da? Dragi colegi doctori, dragi părinți și invitați. Și nu în ultimul rând, mult apreciații noștri colegi alături de care n-am fi putut să fim astăzi aici cu toți atât de fericiți în această zi minunată. Îmi revine onoarea de a vă transmite salutul conducerii Universității Ovidius din Constanța, a domnului rector Dan Marcel Iliescu, care din păcate n-a putut să fie în seara asta alături de noi, dar cu gândul este sigur și cu sufletul, și să vă spun câteva cuvinte emoționante, bâlbâite, dar asta este. Ce a fost mai greu, să zicem, ca trecut? Deși, știți cum e, un sfârșit înseamnă un nou început, vine examenul de rezidențiat. Eu știu că sunteți fericiți majoritatea, ați luat note foarte frumoase la licență și vă felicit, este munca voastră, dar v-am mai spus, nu vă culcați pe ureche. Notele de la licență nu sunt echivalentele cu punctajul de la rezidențiat, așa că după câteva zile de pauză treceți la învățat. Aveți de învățat mult. Pentru că vreau să vă văd acolo în top și vreau să puteți, să aveți șansa să alegeți ce specialitate vreți voi și ce iubiți voi și simțiți voi că vă atrage și unde vreți voi. Da? Nu vreau să văd neapărat absolvenții de Constanța luând Constanța, deși mi-aș dori, bineînțeles. Vreau să vă văd luând oriunde centru de pregătire în țara asta, pentru că apoi aveți șansa de a vă perfecționa oriunde, stagii mai mici, mai mari în Europa. Există programe Erasmus+, există mobilități, există stagii și detașări în orice țară din UE și din Turcia, deci puteți să vă duceți oriunde. Important este să alegeți ce vă place, ce simțiți voi că vă place, pentru că atunci vă va place ceea ce faceți. Munca nu va mai fi o corvoadă, vă veți duce cu drag la spital și familia o să zică iar te duci sâmbătă și duminica, ce asta. Pe de altă parte,
Aveți timp 36 de luni să vă răzgândiți în rezidenția, dar asta este off records. Dacă cumva simțiți că parcă nu este ceea ce vă place, mai aveți timp să vă răzgândiți, dar nu de multe ori, o singură dată, pentru că viața trece și e păcat să îmbătrâniți alegând un nou și un nou și un nou rezidențiat. Nu în ultimul rând, deci nu uitați, trebuie să alegeți ce vă place și simțiți că vi se potrivește. Trebuie să, ca să puteți face cu plăcere ceea ce faceți. Și nu în ultimul rând, să nu uitați că trebuie să fiți foarte implicați și în viața familiei, cu toate că nu prea aveți timp, și în viața comunității. A fi medic în zilele noastre nu înseamnă numai să înveți, să tratezi oamenii, ci înseamnă să te implici. Ori generația voastră a arătat și a cuprins o sință că știți să faceți acest lucru. Și vă felicit că ați făcut activități de voluntariat și că ne-ați ajutat să luptăm împreună în pandemia COVID ca voluntari în toate centrele zonale de vaccinare și de tratament de județul Constanța și nu numai. Felicitări tuturor! Sunt convinsă că experiența care v-a priit. Ați învățat foarte multe lucruri, să vă descurcați în situații de urgență, să fiți foarte implicați, să nu vă gândiți în primul rând la voi. Știu că v-a fost teamă și nouă ne-a fost, dar văzându-vă și pe voi alături de noi, să știți că ne-a fost mult mai ușor și mult mai bine. Și am trecut, se pare, cu bine, sperăm în continuare. Noi v-am dat aripi. Sperăm că v-am fost și un exemplu cât de cât bun. Suntem și noi oameni, cu bune, cu rele, cu calități, cu defecte, dar sper că ați luat de la noi ceea ce a fost mai bun și veți folosi în continuare. Eu vă doresc foarte mult succes în viață, să faceți tot ceea ce vă place, să fiți iubiți, să fiți sănătoși, să fiți fericiți și, nu în ultimul rând, să mulțumiți părinților și familiilor voastre, care și noi le mulțumim din suflet pentru încredere, că ne-ați dat copiii să fim a doua familie, spunând că n-am fost mame și tați vitregi și că am reușit să facem și să realizăm împreună ceea ce sunt copiii dumneavoastră și ai noștri astăzi, și anume medici. Medici foarte buni, sperăm. Și încă ceva, că deja vorbesc prea mult și vine seara și noi putem citi jurământul lui Hipocrate, vă rog frumos să vă întâlniți și peste 10 și peste 15, 20, 25, 30, multipli de 5, iar noi desigur întâlnim și la multipli de 1 după întâlnirea de 30 de ani, să vă revedeți cu plăcere, ca să vă aduceți aminte de lucrurile frumoase și mai puțin frumoase pe care le-ați petrecut în studenție, în rezidenția și peste tot. Vă doresc o viață minunată tuturor. Mult succes! Mulțumim frumos, doamnei prorector, în aplauzele dumneavoastră. No, I must say, thank you. Mulțumesc frumos, but I must say a few words for your colleagues, of course, of English Division. Dear graduates, actually dear colleagues, because you are doctors now, even if you have some exams to give in your country, I know, to accumulate your studies, but I'm sure you'll succeed. Dear beloved families and friends of our students and graduates, and dear professors, it's a wonderful day today. It's the graduation day. We as second family and you as first family, and we thank you so much from all our hearts that you trusted us. And 6 years ago, you gave your kids in our hands, and we hope we accomplish a great job with them, and they are going to be very, very good doctors and very good people. And this is very important, very involved in their societies, kind and understanding and empathic. This is what we wanted. And thank you again for your trust. We know it was very tough. They had tough years. It was tough for us as teachers, for them as students, and for you as families, because everybody, when they stayed at home, online, I'm sure you are unhappy and worrying. Maybe they will not go and be good doctors because they study online. When they were here together with the patients with risk of infectious diseases, again, you are worried. We were worried too. But finally, I think we succeeded, and your kids are, I hope, and I believe, well prepared for life and for medical life. I just wish them to do in life what they desire, what they like. The specialty they will choose must be the one that is appropriate for them. So the job will not be something very difficult for them. They will go likely in the hospitals to work or everywhere they will work. And last and not least, to be very helpful for their communities, to help in every mean they can to do a better world, a better local
community and national community. Thank you very much again. I wish you a wonderful life and your dreams come true. Mulțumim frumos, doamnei prorector. Doamna prorector primește în aplauzele dumneavoastră din partea promoției 2022 o distincție prin intermediul reprezentanților. În continuare vom da cuvântul doamnei prodecan a Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța, doamna șef lucrări dr. Pazara Loredana. Bună seara, doamna prodecan! Bună seara! Știu că o să mă repet, dar voi cunoașteți acest discurs deja foarte bine. Din prima zi de când am pășit în Facultatea de Medicină, ce vă spun eu? Cu mine începeți, cu mine terminați. You start with me, you end with me. So, pentru ca să scurtăm lucrurile și pentru că sunt absolut convinsă că limba engleză este internațională atât pentru voi cât și pentru colegii voștri, o să-mi rezum discursul la limba engleză. Nu înainte de a mulțumi părinților voștri, da, care au dat tot ce au avut mai bun, ne-au dat nouă ca să pregătim mai departe. Și vreau să vă spun că abia acum aventura începe. Aventura începe pentru că ce a fost până acum a fost o poveste frumoasă pe care o puteam face și online, pe care o puteam considera un joc neterminat, așa, care ne dădea foarte multe posibilități și ne dădea oportunități de a visa pe mai departe. E acum în viața reală. Este aventura de început cu care vă veți întâlni în fiecare zi până când vă veți pensiona sau chiar și mai departe de atâta, pentru că fiecare pacient este unic. Și voi nu trebuie să uitați că primul lucru din viața voastră, începând din acest moment, este pacientul. Înainte de toate bolile, înainte de toate premiile, înainte de orice nomenclatură pe care o veți obține de-a lungul existenței voastre, pe primul loc se regăsește pacientul. Este cel mai important și viitorul vostru și rezultatele voastre și succesul vostru depinde de atenția și sentimentul pe care îl implicați în relația cu el. Dear colleagues, I have mentioned to your Romanian colleagues that I have to continue my discourse in English because this is how I evolved during my day. I have to thank to your families that they gave the best that they had. The most important thing that you have to take care from this moment is that the most important thing in your life from this moment is the patient, and you have to take into consideration everything that you have studied and everything that you have trained during your faculty. You're going to start in a new adventure. Everything that looked like a game is going to be translated into reality, and from this moment you are not allowed to make mistakes. Even if you make mistakes, yes, everything has to be put in the safety of the patient. I wish you everything to go very well. I wish you all the best that we can give you from our faculty. And in the future, probably we will meet again as colleagues, and maybe even more than that, as colleagues in the university, because I don't want you to go, especially for Romanian students. Eu nu vreau să plecați, da? Aici regăsiți și aveți cea mai bună posibilitate de dezvoltare ca și medici. It's available for you too, yeah? You are welcome to come in our country, not only worldwide, but if that is not possible, we will wait for you in future meetings. Good luck and have a nice life. Mulțumim frumos, doamnei prodecan. În aplauzele dumneavoastră, doamna prodecan primește din partea promoției 2022 o distincție prin intermediul reprezentanților acesteia. Așadar, doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, promoția 2022, spuneam că are niște reprezentanți. Și ne referim aici la șef de grupe, șef de serii și, bineînțeles, șeful de promoție. În continuare este despre voi, despre reprezentanții voștri, ai studenților. Așadar, pentru momentul următor, voi da, bineînțeles, din nou cuvântul la prezidiu, doamnei decan, și doamna decan va striga numele șefilor de grupe, moment pentru care vom avea rugămintea următoare către șefii de grupe să vă ridicați în dreptul scaunului vostru când vă este strigat numele, iar după ce momentul acesta se va fi încheiat, să vă așezați.
So, for the group leaders of Syria C, when you hear your name here on the stage, you just raise at your chair and then sit down. And this will be the moment for the group leaders. În continuare dăm cuvântul doamnei decan pentru amintirea șefilor de grupe ai promoției 2022. Aș vrea să le mulțumim șefilor de grupă pentru munca depusă în cei 6 ani și cred că, în primul rând, le mulțumim dumneavoastră pentru munca depusă și noi, ca și profesori, având în tot timpul contact pentru restanțe, dar nu numai sesiune și multe altele. Seria, grupa 1, Angel, Andreea, Iuliana. Grupa 2, Angel, Maria, Andreea. Grupa 3, Burlacu, Bianca, Adina. Grupa 4, Căprarul, Lavinia, Renate. Grupa 5, Buzdugan, Gabriela. Grupa 6, Chiosep, Elis. Grupa 7, Ciurumela, Crina. Da. Grupa 8, Enache, Denisa, Andreea. Grupa 9, Tobrin, Cristina, Bianca. Grupa 10, Dragomir, Diana, Ana Maria. Grupa 11, Delanu, Corneliu, Matei. Grupa 12, Iacob, Andreea, Larisa. Vă rog pe doamna prorector să citească la seria. Seria B. Iordache, Cristina, Florentina, grupa 13. Grupa 14, Marcu, Vlad, Nicușor. Are orale duble, că e și șeful de serie, da? Grupa 15, Mocanu, Iulia, Florentina. 16, Maxim, Sebastian, Ștefan. 17, Ninca, Lorena. 18, Nikita, Ioan, Cristian. Grupa 19, Precup, Mușat, Isabela, Alexandra. 20, Dinuț, Ioana. 21, Stan, Adrian. 22, Stoiciu, Ramon, Roxana, pardon. 23, Matei, Decebal, Florea. Și 24, Vasilache, Andreea. English Division, Group 25 and 26, Guma Abu Zayed. Group 27, Mohamed Asif. Sila Barbaros, Group 28. El Skirat Suleiman, Group 29. Esai Islam, Group 30. Group 31, Aya Hamada. Hassan Ahmad Imran Aziz, Group 32. Rana Daniel Khalid, Group 33. Christos Manolis, Group 34. Patricia Filipa Pestana Carvalho, Group 35. Stratos Saridis, Group 36. Baha Aldin Suleiman, Group 37. And Olga Maria Valaruzzu, Group 38.
șefii de serii, o invităm pe doamna doctor Căpraru Lavina Renate. Și o felicităm. Să zică câteva cuvinte. Mă gândeam că îi strigă și pe restul și după. Stați așa. O să citesc pentru că nu sunt în stare să vorbesc liber, că o să mă ia plânsul cel mai probabil. Onorabil prezidiu, distins corp academic, dragi părinți și nu în ultimul rând, dragi colegi. Mă simt onorată și extrem de copleșită să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. O să mă strădui pe cât posibil să finalizez acest discurs, în primul rând fără să vă plictisesc foarte mult și fără să fiu plină de emoții exteriorizate prin lacrimi. Aș vrea să încep prin a ne felicita pe noi colegi, pentru că am ajuns cu succes la finalul celor 6 ani, fără să ne exterminăm reciproc. Chiar dacă nu pare sau nu am arătat îndeajuns de mult asta, chiar mă bucur extrem de mult că ne aflăm aici, majoritatea dintre noi, pentru că asta înseamnă că am trecut în etapa următoare din viața noastră. De astăzi, de fapt de vineri, suntem doctori. Cele 6 litere pentru care am așteptat 6 ani. Am trecut prin 10 de examene și sute de restanțe. Am vrut ca acest discurs să nu fie unul clișeic. Am preferat să spun lucruri pe care poate le veți avea în vedere pe viitor sau poate nu. Examenele, cele prin care am trecut și în special cele care vor urma. Consider că nu ne măsoară gradul de inteligență sau valoarea noastră ca oameni. Marea majoritate a examenelor ne-au testat capacitatea de a reține, de a redistribui informația și modul în care creierul nostru a procesat-o în condiții tensionate și sub presiune, lucru de care ne lovim, inclusiv la rezidențiat. Dar îmi doresc să aveți întipărit în minte faptul că nu vă caracterizează o notă, un examen picat, un an de stat pe bară sau orice alt fel de eșec, nu înseamnă că nu sunteți niște oameni minunați sau că nu veți da tot ce este mai bun din voi ca și viitori medici, indiferent de rezultatele pe care le veți avea sau ce specialitate veți alege. Indiferent unde ne este menit să fim, vom fi. Sper să nu fie totul înțeles greșit. Nu doresc nimănui un eșec. Dar în cazul în care pur și simplu se întâmplă, să știți că toate acestea nu vă definesc. În altă ordine de idei, pe care l-am observat în urma pandemiei este că ne-am detașat emoțional de noi înșine, de oameni și de mediul care ne înconjoară. Gândiți-vă că în puțin timp pacientul va depinde de deciziile pe care noi le vom lua. Fiți buni profesioniști, puneți suflet în tot ceea ce faceți și, foarte important, lucrați în echipă și puneți orgoliul în plan secundar. Încercați să vă recăpătați empatia. Niciodată nu veți ști povara din spatele unei persoane. Tratați-i exact așa cum vă doriți voi să fiți tratați. Vă doresc, colegi, să aveți un drum lin în cariera voastră, să alegeți ce vă doriți pentru a face și a merge cu drag la locul de muncă. Dragi părinți, vă suntem recunoscători pentru că ați avut încredere în noi și în alegerea pe care am făcut-o, pentru că ne-ați susținut așa cum ați putut cel mai bine, pentru că ne-ați oferit poate mai mult decât vi s-a oferit și mai ales pentru că ați încercat să ne înțelegeți în perioadele de stres, când nu părăseam camera cu orele în sesiune. Vreau să le mulțumesc din suflet celor care au reușit să fie prezenți astăzi alături de noi, dar și celor care sunt departe și nu au avut această posibilitate. Sunt sigură că sunt cu sufletul aici și suntem recunoscutori pentru gândurile bune transmise și pentru tot suportul lor față de noi. Voi încheia prin a le mulțumi tuturor profesorilor care sunt astăzi prezenți, dar și celor care nu au reușit să fie astăzi alături de noi, dar ne-au împărtășit cele mai frumoase urări. Vă mulțumim pentru tot ce v-a stat în putință să ne oferiți, pentru căldura cu care ne-ați tratat, pentru lecțiile învățate și în special cele de viață, pentru toate sfaturile primite. Fără dumneavoastră astăzi nu am fi reușit să fim aici, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați tratat ca pe copiii dumneavoastră,
cu îmbrățișor, dar și cu severitate când nu ne puteați ține în frâu și pentru că ați reușit să ne fiți modele în viață și să ne dați aripi. Vă mulțumesc! Îl invităm pe șeful seriei B, domnul doctor Marcu Vlad Nicușor. Stimați profesori, stimați invitați și stimați colegi, sunt convins că toți am venit la această facultate din dragoste față de oameni, dorința de a ajuta și indiferent de domeniul medical pe care îl vom aborda, toți ne vom apleca cu mare responsabilitate asupra sănătății oamenilor. Am parcurs 6 ani lungi și grei, dar 6 ani cu momente frumoase, cu nopți nedormite și zile încărcate de cursuri și stagii, cu ore fizic, online sau hibrid, care nu ne-au bucurat nici de cum, întrucât ne doream studiul la patul pacientului. Au fost examene promovate fie cu brio, fie cu doar cu note de trecere, multe copii, multe examene. Așa au fost cei 6 ani la care privim cu nostalgie, cu recunoștință, respect și mulțumire pentru toți profesorii noștri, dar și cu drag și prietenie pentru toți colegii. S-a încheiat încă o perioadă de studiu din viața noastră, deși cu toții știm că acumularea de cunoștințe în domeniul medical durează toată viața. Pornim cu încredere pe frumoasa și greaua cale a meseriei de medic. Avem visuri frumoase, suntem convinși că le vom îndeplini și oriunde ne vor purta pașii în lume, cu mândrie vom spune că am absolvit Facultatea de Medicină din Constanța. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumim tuturor cadrelor didactice care au avut răbdare cu noi și ne-au îndrumat în toată această perioadă. Mulțumim tuturor îndrumătorilor lucrării de licență care ne-au coordonat, ne-au corectat și ne-au susținut la acest examen atât de important pentru noi. Mulțumim decanatului, conducerii facultății, precum și conducerii Universității Ovidius pentru colaborare și coordonare în organizarea acestui eveniment unic în viața de student. Mult succes tuturor și sunteți tare dragi! Mulțumim, Rad. Și acum îl invităm pe șeful seriei C, Karen Masala. Hello, good evening, dear all. Bună seara. And assalamu alaikum, alhamdulillah, assalamatkum. It's an honor for me being here tonight to send my greetings and my congratulations to my dear colleagues that they are graduating this evening from the Faculty of Medicine and being doctors. I have been thinking a lot about what should I say in this night and how long my text should be. But one friend told me, don't be Socrate. Socrate, he is a Greek philosopher that he used to write long speeches and he ended up dead by his friend. So I'm not Socrate and I don't need to end up like him. I will be brief and direct to point. So this evening we are graduating from the Faculty of Medicine, Ovidius in Constanza, as medical students to start our new life. So there is a lot of description that can describe this kind of magnificent event. We can say that it's hard work, it's dignity, it's intelligence, a lot of descriptions. But I find only one description that can fit this evening and to describe us as students who graduated as medical doctors. So you are winners. This is the only description that fit us for this evening. You are winners and yes, you did it as it's written there. Congratulations for you all.
And let me send my thanks and my greetings also to my dear professors, dear Deacon and Vice Deacon, and Dr. Bazara, the responsible for the international students, and to all the professors who present today and the one who couldn't arrange to come, and to the secretaries who was supporting us all the time. You had done a great job, and this is why today we are here. And without your support, we will not be here, and many thanks for this, and wish you a nice evening. Okay. السلام عليكم لجميع الأهل وألف ألف مبروك لكم بالتخرج أولادكم وبناتكم كأطباء شرفتونا والحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله دائما نبقى عند حسن ظنكم وبنبقى زهرة المستقبل زي ما بدكم إيانا نكون أهلا وسهلا شرفتونا Trebuie să rugăm pe Karen să ne traducă ce a vorbit, pentru că n-a înțeles nimeni, nu? Dar a promis că a spus lucruri bune. Și acum o invităm pe șefa de promoție a 2022, pe doamna doctor Dorobanțu Adriana Elena. Mai mare decât la primul examen de anatomie. Cred că vă amintiți cum e. Bună seara tuturor, stimați profesori, iubiți părinți, dragi invitați. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, pentru a ne bucura de reușita pe care o sărbătorim astăzi, dar pentru care am muncit 6 ani. 6 ani în care am trecut printr-un carusel de emoții și trăiri, plin de muncă, dezamăgiri, extaz, nopți nedormite în sesiuni sau momente în care ne ascundeam unii în spatele celorlalți când auzeam întrebarea cine vrea să facă anamneza? A fost un drum lung și dificil, dar am ajuns în sfârșit la ziua pe care o așteptam cu toții, ziua în care devenim medici și depunem jurământul lui Hipocrate. Vreau să adresez mulțumiri părinților mei care m-au susținut în toate modurile posibile și care au crezut în mine indiferent de rezultatele obținute. Fără ajutorul și susținerea voastră, nu aș fi fost aici, iar reușita mea de astăzi este și a voastră. Aș vrea să le mulțumesc și în numele colegilor mei, tuturor părinților, pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut pentru noi și pentru suportul necondiționat. Vrem să știți că apreciem enorm eforturile pe care le-ați depus pentru ca noi să ne îndeplinim visul. O să-mi rog colegii să ne aplaudăm părinții. Adresez mulțumiri și profesorilor care ne-au îndrumat pașii spre drumul cunoașterii și care ne-au fost modele. Vă mulțumim pentru tot ce am învățat de la dumneavoastră. Colegilor mei de la grupa 12, le mulțumesc pentru că mi-au făcut studenția mai frumoasă și pentru că au făcut totul să pară mai ușor. Trecând la vedetele acestei festivități, dragi colegi, vreau să vă felicit pe toți. Să termin medicina este în sine o performanță, sau ca să o citesc pe doamna profesor Ghinea, noi suntem sportivi de performanță. Suntem pe un alt tabel, aș spune eu, pe un tabel al oamenilor muncitori, devotați și perseverenți. Vă doresc tuturor succes în tot ce v-ați propus. Abia aștept să aud despre realizările voastre, dar mai mult decât atât, sper din suflet să deveniți genul de medici pe care v-ar plăcea să-l întâlnească părinții voștri într-un spital. Vă urez mult succes la examenul de rezidențiat și în drumul continuu de perfecționare al carierelor voastre, iar pentru examenul pe care îl veți susține în fiecare zi din ianuarie 2023, adică cel din fața pacienților, vă doresc multă compasiune,
Răbdare și devotament. Felicitări, promoția 2022. De azi suntem medici. Mulțumesc! I want to invite so-called the highest grade or the best student, both of all. Yasmin Safta from Group C, English Division. Yasmin, give us only two words. Two words. I would just like to thank every one of you that have been with me throughout this journey. And especially I would like to thank my family for being there for every step of the way. And my second family here in Romania as well. Congratulations to all of you and all the best. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invităm să aplaudați încă o dată reprezentanții studenților. Să știți că șefii de serie au făcut posibilă și organizarea evenimentului de astăzi și pe această cale le mulțumim și noi pentru că am putut să colaborăm extraordinar de bine. Iar din discursul șefei de promoție îmi permit să mă folosesc de o frază de mulțumire pe care a făcut-o ea către părinții, către însoțitorii voștri de astăzi și voi avea o rugăminte. Și anume să vă ridicați voi, studenții, în dreptul scaunului vostru. For the four again students, please stand up. Să faceți stânga împrejur către însoțitorii voștri. Please turn around to your guests. Și să-i aplaudați, pentru că v-au fost alături încă de la început și vă sunt alături și astăzi în număr atât de mare. Emoțiile de acolo din spate se simt, zic eu, până la scenă. Așadar, merită toate aplauzele voastre și toate mulțumirile pe care le puteți oferi la acest moment de final al ciclului de licență și de start al profesiei de medic. Puteți lua loc. You can sit down. Și pentru că acum reprezentanții voștri au fost medaliați, voi ați mulțumit atât cadrelor universitare cât și însoțitorilor voștri, puteți să predați ștafeta, între ghilimele, generației următoare. Așadar am să dau cuvântul din nou doamnei decan pentru ceremonia de înmânare a cheii promoției 2022 către promoția următoare. Doamna decan. O invităm pe doamna studentă Cruceanu Gabriela Andreea pentru a prelua însemnele facultății și îi dorim succes și ne vedem la anul, probabil cu dânsa în aceeași ipostază. Bună seara și cred că tot ce e mai important de spus acum este mult succes, felicitări pentru toți acești ani prin care ați trecut și mult succes în carierele voastre de medici și sper să ne vedem în spital.
Așadar, doamnelor și domnilor, reprezentanții studenților și reprezentantul anului 5 vor părăsi scena și vor merge către scaunele de student după încheierea ceremoniei de oferirea cheii promoției în aplauzele dumneavoastră obligatoriu. Sunt obligatorii aplauzele de data asta. Pentru că de această dată aplauzele precedă probabil cel mai așteptat moment al ceremoniei de absolvire și anume înmânarea diplomelor de absolvent. Moment pentru care ne vom lua răgaz la scenă aproximativ 2 minute pentru pregătirea momentului și pentru toate detaliile tehnice de aici de la scenă. Dar dincolo de asta, pentru voi este foarte important să știți următoarele aspecte. Fie că faceți parte din seria A, B sau C, va trebui să vă ridicați în ordinea grupelor. Eu recomand, pentru că grupele sunt de număr mic de studenți, recomand să veniți, de exemplu, de la seria A, să se ridice prima dată primele 2 grupe, să meargă pe covorul roșu în partea stângă, pentru că veți urca pe scenă prin partea stângă, pe acolo, pe scară. Veți parcurge această porțiune unde avem literele cu I did it. Veți avea aici un cadru foto de la un coleg fotograf care se va poziționa imediat în fața scenei. Veți parcurge în continuare scena și veți primi de la pupitru sau de la prezidiu diploma și floarea. După ce ați primit diploma și floarea, coborâți prin partea dreaptă și mergeți la fundalul verde, acela cu 2022, pentru o fotografie individuală, iar după, dacă vă doriți, puteți accesa fototracul, prilej cu care vom ruga însoțitorii dumneavoastră din dreptul fototracului de acolo și începând de aici, de la ecranul LED, să mergeți în partea mea stângă, să eliberați zona respectivă, pentru că acolo va fi cel mai mare trafic de absolvenți de acum încolo până la finalul ceremoniei. Pe ecranele din stânga și dreapta scenei veți putea vedea cadre de live de aici, de pe scenă. Așadar, să se pregătească în următoarele 3 minute primele 2 grupe din seria A. Repet, pregătirea înseamnă să vă ridicați în dreptul scaunului, să veniți în partea stângă, să mergeți în partea stângă a scării respective și să vă pregătiți să urcați pe scenă în momentul în care vă auziți numele. Să nu uitați că avem un cadru foto acolo la literele cu I did it după ce am urcat pe scenă și încă unul obligatoriu, să-i spunem așa, acolo la fundalul verde.
Doamna doctor Alexoae Diana Maria. Domnul doctor Axinte George Leonard. Doamna doctor Băluna Simona Ioana. Daniela.
doamna doctor Borândel Morena Alexandra. Doamna doctor Bursu Diana Anastasia. Cu Bianca Adina. Da, doctor Bucul Loreta. Dr. Bărculescu Andreea Gabriela. Doamna Dr. Bodac Samuel. Doamna doctor Popa Dan Iulian. Doamna doctor Căprarul Lavinia Renate. Doamna doctor Garabețian Claudia. Felicitări. Doamna doctor Caraiani Ioana. Buzescu Diana Cristina. Doamna doctor Ambroze Eva Ștefania. Dr. Bursuc Martina Măriuca. Domnul Dr. Borcan Tudor Ioan. Constantin Emanuel. Doamna doctor Chirea Gabriela. Never rest, telling me I'm young when I'm wise.
Adil, Feiza, Aileen, Doamna Răcă. Dr. Buzdugan, Gabriela. Dr. Carcea Vlad. Căpățână Violeta. Da, doctor Cârlan, Diana Sorina. Viviana. Felicitări. Domnul doctor Cânciu Ștefan Cristian. Suța Andrei Ionuț.
Cadelia. Dr. Ceapă, Monica Ilinca. Da, Dr. Jucăneanu, Alexandra. Se pregătește cojocarul Florin Alexandru. Așadar, doamnelor și domnilor, ne vedem nevoiți să întrerupem ceremonia de absolvire. Am rugat noi și prin viu grai acolo la fața locului, dar se pare că nu reușim să transmitem ce trebuie. Nu putem să continuăm ceremonia atât timp cât avem persoane în fața ecranului și în fața tracului de poze. Așadar, în spatele mașinii roșii vor sta însoțitorii pe toată durata evenimentului. Ori de câte ori vom avea însoțitorii în fața mașinii respective și mai ales în fața ecranului, vom opri ceremonia la fel ca acum. Pentru că altfel nu putem să continuăm, studenții nu pot să-și continue parcursul pe care l-am povestit la începutul ceremoniei de înmânare a diplomelor, motiv pentru care trebuie să ne oprim și să așteptăm să mergeți dumneavoastră în spate. Mă adresez și doamnei cu telefonul verde care face poze acum. E valabil și pentru dumneavoastră. Așadar, doamnelor și domnilor, sunt 5 fotografi, 3 videografi în seara asta aici pentru studenții pe care dumneavoastră îi însoțiți la ceremonie. Ei sunt aici cu rolul de a crea materiale foto-video pe care după să le pune la dispoziția tuturor. Asta înseamnă că nu e nevoie să ne apropiem cu telefonul de scenă să facem poze mai bune sau mai slabe decât cele pe care le fac fotografii. Motiv pentru care vă rugăm din nou, dacă se poate, că dacă nu se poate mai așteptăm, nu-i nicio problemă, să mergem în spatele mașinii, să eliberăm zona de ecran. Persoanele din spatele dumneavoastră vor să vadă live stream pe ecran. Nu se vede absolut nimic. Vă mulțumim. Doamna decan? Domnul doctor Cărbunaru Mircea Ștefan. Da, doctor Enache Denisa Andreea. Felicitări. Da, doctor Costea Iulia. Doctor Corna Loriana Costina. Da, doctor Crăciun Andreea. Valentina. Da, doctor Costandache Andreea Mihaela. Domnul doctor Culcea Ștefan Eduard.
Dr. Gărea Iulia Maria. Dr. Gutui Claudia Georgiana. La Dr. Dobrin Cristina Bianca. Da, doctor Vlado Emilia Andreea. Da, doctor Coman Diana Ramona. Da, doctor Calinciu Georgiana. Da, doctor Copot Ancuța Georgiana. Dr. Constantinescu Andreea Cătălina. Da, Dr. Popa Andreea. Da, doctor Stefanova Vaselina. Da, doctor Hoia Gudea era la Enar, scuze. Dragan Alina Ionela. Dr. Danila Maria. Dr. Dombrovan Renata. Felicitări. Dr. Dima Maria Andreea. Dr. Dorobanzo Adriana Elena. Domnul Dr. Crucianu Marc Anton. Felicitări. Dr. Gheorghe Dragoș. Dr. Drugău Andrei. Felicitări. Dr. Costiuc Filip. Dr. Deleanu Corneliu Matei. Felicitări.
Dr. Ghezea Florin Lucian. Felicitări! Dr. Grigore Diana Mihaela. Felicitări! Dr. Joglovan Sorin Ștefan. Felicitări! Dr. Ibadula Ener. Felicitări! Dr. Iacob Ioan Iulian. Ener, felicitări! Dr. Ion Ramona Lidia. Dr. Iahor Diana. Dr. Guanza Maria Mihaela. Dr. Hanu Gabriela Emilia. Dr. Ignat Ioan. Dr. Iacob Andreea Larisa. Și Dr. Ghinea Ana Gabriela. Acum seria B, o invit pe doamna profesor Tuță. Seria B, Iusein Dalida. Dai tu? Lazar Grațiela Andreea. Grigorovici Alexandra. Iordache Cristina Florentina. Loiu Maria Corina. Lazar Isabel Maria. Diploma de medicină. Kazmuz Mohamad Jamal. Mai bine nu sunt pentru asta. Asta e tata. Sevtiuk Andreea. Marcu Vlad Nicușor. Iancu Ruxandra Mihaela. Marinescu Andreea Ștefania. Moise Florin Mihai. Bineînțeles că toți sunt domnii și doamnele doctor. Mai. Bagagiu Ana Maria. Mărșu Marian Ionuț. Maulti Semra. Olănescu Bianca Mihaela.
Mojdaba Emre. Mila Eduard Cerban. Felicitări, felicitări. Munteanu Beatriz Sofia. Felicitări, Cerban. Mocanu Iulia Florentina. Felicitări, Sofia, înțelepciune. Trofime Caterina Roxandra. Ostroveanu Anca Ioana. Neculișanu Corina. Brumaru Andrei. Marinescu George Alexandru. Felicitări, Andrei. Muzafar Deniz. Maxim Sebastian Ștefan. Dumitrescu Mădălina Maria. Necula Andreea. Nincă Andreea. Nincă Lorena. Ovidiu Maria Luiza. Pădureanu Cristina. Nistor Ioana Livia. Nikita Ioan Cristian. Popazu Andreea Mădălina. Pavel Alexandra. Pascu Andra. Paraschiva Ana Maria Cristina. Peiu Andreea Cătălina. Buliga Anda Florina. Penea Cristiana Ana Maria Olguța. Roșu Alice Georgiana. Popa Aida. Popa Găfei Andreea. Pâtea Vlad Andrei. Precup Mușat Izabela Alexandra. Popescu Georgiana. Popa Adelina Iulia.
Radu Lucian. Micu Ana Maria Patricia. Popa Ana Maria. Popescu Ioana. Radu Bianca. Felicitări, succes. Dinuț Ioana. Marinescu Mădălina. Profir Darius Justin. Radu Cosmin Ionuț. Shalash Almoez. Savencu Diana Teodora. Petrovici Maria Luiza. Scupra Vasile Valentin. Stan Adrian. Stanciu Ioana. Rusu Paul Andrei. Savin Dragoș Emanuel. Suciu Ramona Elena. Soțoiu Raluca Elena. Trandafir Elena Octavia. Stoiciu Roxana. Tănase Andreea. Stere Elena. If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one? Tancău Mădălina Ioana. Yeah, yeah, God is great, yeah. Toader Lucia. God is good, yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Matei Decebal Florea. Zaharia Andra Mălina. Nichitoiu Anca Manuela. Trandafir Gabriel. Tsugui Ioana Roxana. Trandafir. Trandafir. Tsugui Ioana. Ungureanu Bianca Georgiana.
Toma, Mădălina, Lăcrămioara. God had a face, but would it look like anyone you want to see? Sterpu, Cristi, Daniel. In things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, yeah. Tuca, Iulia. God is great, yeah, yeah. God is good, yeah, yeah. Uță, Andreea, Iris. Yeah, what if God was one of us? Just as long like one of us. Vasilache, Andreea. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone. Somebody put me in the room. Vașa, Di Răzvan, Cristian. Vasile, Cristiana, Flavia. Zăvoianu, Ramona, Georgiana. Vlase, Elena, Alexandra. Tudose, Andreea, Luminița. Și în cele din urmă de la seria de B, dar nu ultima, Vatra, Claudia. Aici se încheie seria B. Felicitări domnilor, domnișoarelor și domnilor doctor de la seriile A și B. And now we're going to start seria C. Now, Serie C. Abed Algane Khaled. Abo Rashad Zahir. Abdi Yonis Mohamed. Abdallah Ahmad. Mayas Azmi Abu Ahmad. Abu Alwan Rani. Kamal Abu Ebayed. God had a name, what would it be and what? Ahmad Saher Abu Ahmad. If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one question? Afan Ahmad. Yeah, yeah, God he is great. Yeah, yeah, God he is good. Yeah, yeah, yeah. Abu Hussein Basel. Aga Akram. What if God was one of us? Just a slumber like one of us. Abu Friha Rakan. Daoud Hamza Ahmed.
Ahmed Yusuf Mohamed. Adawi Jehad. Guma Abu Zayed. Asi Mohammed. Asi Amjad. Alasibi Adam. So, dear guests of foreign students, we have to stop the ceremony again because we told you the whole ceremony that here we have to have it clear. There in the back is my colleague with the cameras for live stream. If we have people here, nobody see nothing. So, you go in the back at your seats. You go in the left, in the back of your students at your seats. Until then, we will have it stopped because we cannot continue like this. We are making pictures here. We are not having enough space to make it. And we have to argue with you every time. So, here we have to have it clear. Here, in the middle. Here in the middle, nobody can stay. Nobody can stand. Everybody should sit on their chair. Here, nobody can stand. So, in order to continue the graduation ceremony for the foreign students, please clear all the areas here where we are taking photos. The photographer there cannot be seen because there are a lot of people around him. So, dear guests of foreign students, please proceed to your seats. Please remain seated during the ceremony. You will receive all the materials, photos, and videos from the ceremony, which are professionally, and you will be able to access them. So, please remain seated during the ceremony. Please do not come here in the front of the cameras because we cannot film it. We cannot do anything if you are here standing. Here, in my right, all the people here that are not students, please proceed to your seats, which are not here in this area. Your seats are in the left, in the back of your students that you are here for. So, all the people here that are not students of the Faculty of Medicine, please go in the back. Until you leave the place, we will not continue the ceremony. I'm sorry, but we have to have good materials for the students and to provide them and to you after the ceremony. أعزائي الأهالي جميعاً نترجى منكم تقعدوا بالأماكن الملزوم فيها للأهالي رجاءً والطلاب جميعاً كل واحد يقعد بالجروبات تبعاته إذا بتريدوا. Thank you. So, the ceremony will continue now, but will stop every time it will need if we don't have the space to make it. Thank you. Dr. Alturi Adam. Ahmed Walid. Abu Jaber Majed. Asadi Khaled. Why?
Badran Amar. Bakria Omar. Basaran Buse. Peterson Ben Hur. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had? Atwan Botros. Yeah, yeah, God, he is great. Yeah, yeah, God. Badran Samir. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Badran Obide. Just a stranger like one of us. Just a stranger on the bus. Trying to make his way home. Barbaro Sila. What if God was one of us? Just a stranger like one of us. Just a stranger on the bus. Catiliu Irini. Zul Nader. Kehimi Javad. Diala Kalaila. If God had a face, El Krinawi Bayan. When you want to see, if seeing me that you will have to believe in things like heaven and in Jesus and his things and all the problems. Esa Basel. Yeah, yeah, God, he is great. Yeah, yeah, God, he is good. Yeah, 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 yeah. What if God was El Skirat Suleiman. Just a stranger like one of us. Just a stranger on the bus. Trying to make his way home. Ganaim Mohammed. Make his way home. Back up to heaven all alone. Ganae Mala. Fukara Mohammad. Haitam Ganayem. Esbarga Firas. Ganame Nemer. Freag Mohamed. Golsek Mostafa. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, Hakrush Maha. What would you ask if you had just one question? Yeah, yeah, God, he is great, yeah. Hamada Aya.
Hamoud Mamdouk. Heib Mlak. Hussein Jvan. Iben Rashid Ahmed. Hassan Ahmad Imran Aziz. Shahzeb Iqbal. Irshid Mohammad. Mujtaba Jalal. James Mohammad. Kaba Sair. Kabhan Adem. Kabia Ala. Kazmuz Mohammad Jamal. Mohammad. Kalaila Noor. Khalil Abdurrahman. Rana Daniel Khalid. Kati Basala. Chutba Dia Eldin. Nani Doha. Yosef Mohamed. Masalha Haidam. Kira Azhar. Zubair Rizwan Mughal. Ahmad Mohamed. Thank you.
Paliata. Ali Madi. Christos Manolis. Karim Masalha. Fawadul Hassanaki. Sanya Sanam Nazir. Obeid Imad. Mohammad Dotala. Hüseyin Özyol. Behram Tahir Paşa. İbrahim Tahir Paşa. Patricia Filipa Pestana Carvalho. Inés Isabel Figueiredo Carvalho. Antonio Pombaldo Vale Nave del Vas. Mohammad Omar Rehman. Safuri Nour. Yasmine Safta. Soray Sarsur. Congratulations, this is a sign. Next specialty is orthopedics. Laurent Savac. Salty bra.
Zaridis Estratios. Estelle Poletti. Suleiman Bahaldin. Ragda Silawe. Raed Kerek. Basel Schuli. Mohammad Soliman. Ahmad Shawahde. Hanin Bihia. Julie Ayal. Javad Sosan. Olga Maria Valarucu. Cihan Tatarlar. Uib Amir. Hussein Uda. Zayadna Ali. Vetas Panagiotis. Sisli Tatogwe Mwabo. Hossein Bin Ali. And Dr. Jawad Ahmad Zaki.
Parla